și mai ai nou, Sergiu. Da, și mai am nou. Mai am, văd că judecătoarea asta tot joacă, dar sperăm. Acum avem parlament nou, guvern nou, sper că să schimba și judecătorii și a începe a lucra. Maradiciu, care, nu știu. Care judecătoare? De la Fălești, Florești? De la Florești. Acum e la Elena Mrandici tăteți dosarele. Eu nu știu ce fel de ce judecat asta. Dice are dosar penal fost susținut, dice în căutare internațională, dice ei tot e de, eu nu știu cum e în căutare internațională, dar de în judecat că este pensie alimentară. Eu nu am mai văzut ce fel de legislație una peste alta și merge înainte. Eu asta nu pot să înțeleg, cinstit. Ori că eu nu înțeleg că are, ori că legislația nu e că are. Dar și orică-i dat în căutare și a ajuns deputat în Parlament, nu ți pare la fel de paradoxal? Șor e una, dar aici e copil, aici e, înțelegi, una se încalcă, îți traumează copilul psihic. Că mă uită, de aici ei îmi spun că eu trebuie să întrețin copilul cu... Da, eu sunt de acord. Dar o grămadă de drepturi de mele sunt încalcate și de-a copilului. Cu, e ca, eu sunt gata bani să plătesc cuie. Cuie, dar n-ai eu copilul mai, nu văd. E pe nici nu mă știi. De atunci, din aprilie, cât? 2019 sau 18, n-ai mai vorbit cu copilul. La mine o rămas mirumerat în cap cum fata plânge și ține cu mâinile de astea și gata, eu de atunci glasul la copil nu i-am auzit. Înțelegeți? E că înțelegi cât e de grav asta. Copilul era așa de mine și eu atâta timp nu i-a aud glasul. Lasă că de mine, ca de mine, eu sunt un om matur, dar e copil. E acum, ți fosta îi spune că eu sunt cel mai rău. Și acum eu nu eu trebuie să demonstrez, acum eu trebuie să demonstrez că nu îi spune așa. Eu cum? Și eu trebuie să... Eu demonstrez că eu nu greiesc cu fata de tot timp. Dar el aș demonstrez că nu e așa. Dar a început proces cu schimbarea domicilului, tot la Florești se examinează și tot judecătoare ce e, da? Și tot judecătoarea asta, eu sper că... Și sper că acum conducerea să vadă și a să facă și bă judecătorul care face cu încălcări și bă tras la răspundere. Și atunci ar și legea lege. Păi ei știu, dar fac ce, și nu... ce se mai întâmplă în instanța italiană? Te-ai adresat autorităților italiene prin Ministerul de Externe al României sau de Justiție, nu știu. Italienii ne-au dat răspuns. Italienii, asta tot a fost. Asta e că stăbească, dar eu vreau în primul rând să-mi întorc copilul. Aici moldovenii nu ne-au dat mie. Moldovenii ăsta, italienii au găsit-o. Ne-au dat adresa unei ea. Și au așteptat la mine să mă expun. Că nici moldovenii nu ne-au dat. Nici eu de-am ne-au dat românii pe ceva, ne-au dat am târziu. Că italienii ne-au dat, ne-au trimis în Moldova, înțelegi ori nu? Și toți moldovenii ministerului să se înțeleg și au ascuns de mine. Ei în primul rând trebuie să-mi dea inie. Să-și participi și mă copilul a dus, dar ei din contră, ei au ascuns de mine. Poate nu au putut să te găsească, poate nu era în sat. Domnule, cum nu puteți să mă găsească, domiciliul meu este, este mama, este asta. Eu am o grămadă de judecăți acolo în asta. Cum nu puteți să găsească? Ești domiciliul în Chinești, unde sunt asta. Acolo trebuie strimată, ori nu? Dar nu ești acum în Moldova. Nu, acum nu sunt în Moldova și sper că acum de-am și bă lege. Că eu vă spun chestit, eu ascult până la urmă. Eu niciun de un caz nu dau. Și până n-ați și bă și judecătorul tras la răspundere, eu n-ați mă lăs. Eu nu văd în viață altceva decât cum sunt ei copilul, sunt el, dar îi sunt ca și drept copilul meu. Unii statul e obligat, judecătoare și e obligată era să nu încă și drept copilul. Curtea ăsta, Curtea Supremă, deși Curtea Supremă s-a dat voie să încalce un drept a copilului, las că nu am eu, a copilului. În primul rând, cum puteți de să-i expui e copilul cu mama, unde copilul nici nu știe pe mamă. Mama a lăsat-o la 5 luni. E că numai de asta Curtea Supremă nu trebuie să facă o decizie. Curtea Supremă a crezut pe mama, pe mine nu, că eu am crescut copilul la 5 luni, dar pe mama, mama a spus că o scris acolo că n-are drept să ascundă copilul și e asta și încalcă. Curtea Supremă a crezut pe dânsa că ea scris copilul și copilul să crească, dar să pierde legătura între ambii. Dar e cum s-a expus cu momentul ăla, l-a dus pe scotare și de atunci nu mai văd. Înțelegi ori nu? Și că Curtea Supremă, cea mai mare pomană ne-a făcut Curtea Supremă. În tot cazul meu, a încălcat legea Curtea Supremă. Aici au fost și Iulia Sârcu, în primul rând Iulia Sârcu, cu
implicate. Pentru că, cum așa, Curtea Supremă la două surori, timp de lusor s-au făcut în februarie, dar mie în martie. Două surori, tot la colegiu de 5, eu nu știu ce, la Curtea Supremă sunt numai 5 judecători. La două surori, așa aș completă făcut de aici. Am mai vorbit noi despre asta, aș putea domnule, să fie și 5 surori. Da. Au și 5 surori și tot aceleași verdicturi. Lasă bine, la ăsta au avut... i-au dat și prima instanță, dar la mine prima instanță i-au dat lui Fosta sus, Curtea de Apel mi-au dat nia. Și cum așa e putez să asta? Cel mai des... Ce? Pentru dâși noi... Cel mai des examinează superficial și nu pătrundă în esență. Nu cum super... Nu cum... Pentru ce e femeie și e orbă și cu cântariu? E un simbol. Domnul Oleg, nu-i corect așa, pentru că aici e ca copilul meu, acum cine răspunde copilul meu ne-i traumat? Și statul român a fost pedepsit de Curtea Europeană în caz ca eu, similar. Cine și putea la răspundere ca acum? E ca astăzi, interesant, cine și bă la asta, că e puteți greșați, puteți să asta, dar sunt că îți greșesc și doamne câte 25 de ani în pușcărie. Dar aici îmi traumează copilul meu, care eu l-am crescut, unde mama l-a lepădat pruncul de 5 luni și eu l-am crescut până la 4 ani jumătate și acum n-am legătură. Înțeleg că nu... N-ai avut noroc de un avocat bun din nădejde și a trebuit să-l schimbi. Da, om vedea, om vedea că e cam neamănăit, nu ne ajunge că este asta. Sper că totuși să pornim o caruz. Nu a ajuns să mai iscălesc pe mandat să înceapă lucra. Dar sper că am o sară mâine sară ajunge și... Sper că asta este. Eu mă uit și Maia Banurescu. Eu totuși azi vin înapoi în Chișinău și îi fac protest când fac palatcă în fața dreptul unui drept copilului. Cam de ce ei mă blochează acum? Dar cum îi scrii pe unii internet? I-am scris pe Facebook și m-au blocat. Eu am făcut alt site, i-am scris iar m-au blocat. Unii ei știe copilul meu și ei cu drept copilului. Ei știe că se încalcă drept copilului meu. Unii, domnul Dumitru, uite cum femeile cel cu barbă la emisiune și ei spune că copilul, că aici nu-l mai aduce înapoi. Și drept aud ei să fac sub pământul un șeptic și copilul să se încalce un cetățean al Republicii Moldova. E dus în alt stat. Și stat permite generația tânără și duc în alt stat. Nu poți să te împotrivești libertății de circulație, suntem stat asociat cu Uniunea Europeană, e libertate de circulație, cetățenii poate să folosească pașaportul și să pleci. Domnul Oleg, unii să mă duc, ea spune, că ei m-au amenințat și ne-a ta trimis și aici. Ne-a ta cum ai plecat din țară? Domnul Oleg, eu ți-am trimis aici, ți-ai minte, prin e că e rău că am pierdut, unii ei mă amenințează prin WhatsApp. Unii spune că vine, că aici poliția te așteaptă. Mi-ai trimis, mi-a trimis, cum o amenit și dumneata, pe WhatsApp sau pe Messenger, așa că sunteți chit cu amenințările. Eu amenințam că copilul creștem, poate de mic, de la 5 luni, și tot îmi spune că îți vie, și ies faci poză și spune cu altul, e femeia mea legală, e cu doi copii, copilul ei făcut de fată mare, și copilul meu e creștem acasă, nu-i vedem capul, dar ies faci că e cu ăsta. La ăsta și trebuie să-i spun eu. Gine, eu te pup, te iubesc, gine faci tu. Tu eu îți scriesc doi copii, dar tu te măriți cu altul. Eu asta trebuie să-i spun, dar ei. Nu, dar nici s-o ameniți așa, nici s-o ameniți. Nu, dar și trebuie să-i spun, în cazul ăsta, eu cu doi copii nu-i vedem capul din ăsta. Să-i spui, Felice, vreau să văd copilul, de exemplu. Domnul Oleg, cum Felice vreau dacă e m-a blocat pe statocul? E înainte de a scoate copilul. Ați vorbit atunci când v-ați înjurat. Am vorbit, dar pe ei să-și m-a blocat și gata. Și gata. Când a scos copilul din țară, în ziua și ei îmi spune, vină la Florești și noi încerc la psiholog, trebuie să-i știu. Și m-a dus ca pe un țânc din ăștia, vreo 3 ore așa sub spital și ei nu au mai venit. Și ia ca de tu și copilul și tot așa sunt mințit. Acolo sunt puși la ăsta și n-am mai văzut copilul. De atunci să-și ia drumul cu spate, scoate copilul și că nu l-am mai dus. Bine, am amenințat-o. Dacă am amenințat-o, de ce scudie copilul? Eu pe tine am amenințat, dar copilul și are și de ce nu dă copilul să ies? Dacă e așa, bine, lasă eu de acord, net, Alex. Ei spune că eu am amenințat-o. De ce copilul nu ascunde e? Timp de 4 ani, muș. Se răspunde în fața legii când o să ajungă când în Moldova. Când o să răspunde, domnule, că copilul, dar pe ei nici n-are de gând, ești o sus și n-are de gând să fie. Și eu încă nu știu că acum advocatul ăsta să-l pun, mie în parche nu-i pus în ăsta. Ei numai mă amăgesc că e.
Păi trebuie și pe nou și ala, în căutare internațională, în primul rând în stat. Dar ei nu-i pus în nicăieri, și chiar banii, atâșa mulți bani au băgat că au cumpărat pe tâța în Moldova și ei. Dar eu sunt aducit că au băgat bani. N-ave tip, dacă n-are dreptul mama să iei mai mult de 3 copilul, gata, ai furat. De ce statul nu vrea să implice să ne duc copilul înapoi? Statul e obligat, asta în lege scrie. În primul rând statul trebuie să implice. Trebuie să te judeci cu statul. Cum să mă judeci, domnule? E judecător pe judecător să spală mâinile. Și nu se judecă unul pe altul. Chiar cazul ăsta cu care ușesc pe băietul și ala. N-ai văzut? Cum a făcut lui, gata, un anul șest și judecătorul nu s-a expus și a dat drumul așa ala. Acolo la Elisabeta? Da, da. Ia uite cum. Dar cazul nu e cum ești la ăsta. Pentru că procurorul nu mora, dar el ne-a dat la ăsta tot anticorupție, la Bălț. Și îmi spune, noi nu le putem face nici la judecător. E unul pe altul și s-o. E că cum eu pot dovedesc, chiar spune mie. Dacă e unul pe altul, nu știu, că polițist pe polițist, nu, e măr pe capul la copil calcă, dar e unul pe altul, nu știu, e gata, e chiar, dacă un calcat lege, pentru că e colegi. Ei trebuie să lucreze împreună. Și mi-au spus nu numai odată, și poliția așa este. Eu nu știu, domnul Oleg, eu nu știu, statul, sper că amul s-a schimbat și avea să apucaș de cazul în ea. Sper, vă spun cestit că Bănurescu, vă și în primul rând Bănurescu că e dat afară. Trebuie de făcut, eu să fac protest, eu mă duc în Moldova, la dânsă să putem fac palatca și să arăt zvadul țară întreagă și ne Bănurescu. Maia Bănurescu, eu nu știu, mai n-am văzut că sunt fațarnică. O promis că să fac, că amul mă blochează pe locul, dacă nu sunt în Moldova. Se sesizează instituția, nu pe ea personal pe Facebook. Scrie la Institutul pentru Drepturile Omului. Am să scriu, domnule, am să scriu. Eu niciodată în viață nu m-am gândit ca să ajung în Haga. Niciodată în viață. Așa că Dumnezeu totuși mi-a purtat de listă și m-a adus. Și aici, azi să fac și să ajung. Eu pentru copil trăiesc. Eu nu lepăd, nici de gând n-am slepăd asta. Deci eu n-am de gând slepăd. Ești pentru în Olanda. Aici stai copilul meu. Aici stai copilul meu și s-a bătut jocul în stat întreg. Unii ei s-au obligat, erau obligați să implice copilul să nu suferie. Și copilul trebuie imediat adus în aista. Dar ei ne-au întins, să treacă. Gata, eu cu convenția de la Haga, eu nu pot să fac nimic, pentru că statul nostru ne-a ascuns de mine. Înțelegi sau nu? Dar, orice caz, acolo s-a expus ministerul ăsta. Că eu mă duc oricând în Italia, dau o judecată și mă judec și ăsta. Și azi vedem, așteptăm amușa să le arăte moldovenii. Pentru că Marandici asta îi pare că joacă, eu nu știu. Îi pare că joacă. Advocatul ne-a scris să vadă copilul, dacă nu m-a uitat. Ea asta nu a scris, eu a scris și idei prin cap. Eu dat, advocatul mi-a dat, îți dai acolo la psihologă Italia, psihologul o să afle, dacă mă mai ține în minte ca tată. Dar judecătorul, doamna Marandici, intenționat a făcut, că nu și-ar asta, să vadă dacă este așa tot. Nu cum așa e poți să facă, schimbe și eu și asta se gândească, că și ei este și eu scriu mai departe. Eu cu ei cu dânsa, o scris pe advocatul Tuneu, cu advocatul Tuneu a încercat să filmez, să-mi dăie și o scris că îți dăie pe dânsul la... când calcă legea. Dar ei nu calcă legea pentru că o contravenție din 2019 și ea se expui tuma pește o lună de zile, ați pronunță. Unii contravenții timp de un an de zile ies arde, dar la mine nu e o hotărâre încă. Înțelegi? De atunci e numai câte 300 de lei în fiecare sâmbătă și duminică, câți bani au pierdut statul nostru? Numai cât 300 de lei, e 300 de lei, dacă s-a făcut în fiecare sâmbătă și duminică, ne încalcă graficul. Câți bani statul nostru a pierdut? Ai scris plângeri la poliție că încalcă graficul și ai vrut să fie amendată și nu a fost până acum încă niciodată amendată, da? Și până acum nu s-a pronunțat că judecata, înțelegi ori nu? Două ori au fost la curte de apel. La Bălți. Asta, din 2019, două ori au fost la apel. Și au ajuns la au fost judecata, mă tinc pe data de 8, luna 7-a, și eu au spus tuma că se pronunță pește luni de zile pe data de 4, luna 8-a. E puteți pronunță în ziua și... Probabil o să constate că a expirat termenul de prescripție și o să zică la revedere. Are chip că curtea de apel nu de mult o dat înapoi, că prima instanță ne-a dat de șlic de cauză, o amendat-o. Uh-huh. Advocatul i-a făcut că a făcut furt de dânsa.
Dar pe dacă nu-ți prezintă, dacă nu-ți prezintă, de câte ori să o aștepte? Da, pe că fix cum atunci cu... A, și asta e cei care ai fost și filmat. Asta e hotărâre ce e, că... Totuși, doamna Roțița a obinuit o soaistă, că advocatul ei nu a fost, atunci nu a fost pregătit, dar pe urmă, dacă s-a pronunțat, el nu a fost. Înțelege că cât e de ea că în față demonstrează și ai văzut singur cu tine tale. Ai văzut cum e la noi. Păi să te mut că o să vin iară eu și o să-l filmez, probabil. Dar nu s-o mai te mut, asta e, el ține că e cel mai deștept. El a amăgit pe dosoară penal, să nu o aduc forțat. El a amăgit el cât nu plânge în fața instanței, nici procurorul, nici el cât nu plânge în fața instanței, că e vine până la începutul 2020. Și unii ea, e ca atâtea întrebare, el ține că e cel mai deștept, eu i-am scris mai de 11, că și trebuie să răspund la advocatul ea. Tu nu uite, tu o aperi pe dânsa, dar încalci dreptul meu și a copilului meu. Și pentru asta eu mă jur, eu am spus că eu mă jur pe viața mea, că și trebuie să răspundere. Conform legislație. El nu apără pe dânsa și acum, pentru apărare ei trebuie să scalzi și cu ciori pe cap la copil. Eu nu văd în asta aici, da, fiecare, el trebuie să dai seama și face. Eu nu știu, el și se gândește că e tot cum a fost până amucul a luat bani și cumpăra. Eu sper că m-a schimbat mult în Moldova. Eu sper. Ai fost la vot? Da, numai decât. Am fost și am votat și sper că am votat pentru schimbare. Cum toți ăștia care sunt depuși votare, așteptăm și schimbarea și sper că totuși ați fugătă să judecătorii cum și-au fugit, doamna Nicole și-au fugit. O ieșit din sistem, asta care trebuie să ne duc copilul, o ieșit din sistem. Și eu au spus ca să facă drțel să ne duc copilul. Și o ieșit din sistem sus în Marea Britanie. Și dosarul meu gata e la alta. Am o asta de-am să ocupe, că asta te-am întinde tot. S-a pensionat Nicolici sau? N-ai băsuri și s-a ei, s-a pensionat ăsta, dar s-a ieșit și nu, și ei trebuie să facă. Schimbarea domiciliului ei trebuie să facă. Pentru că și Suprema, pe urmă, s-a expus că dacă este să la prima instanță, prima instanță, eu ți-am spus că la mine nu-i taman numai, dar acum aici de la Bălț, advocatul a spus că da, mă, e ca mare șansă am și la revizuire să mai se fac o aici. Dar eu de mult știu că la revizuire asta, nu, pur și simplu, îi fac nu văd, că și revizuire aici se încalcă, e încalcă și au spus la judecată. E încalcă, la mine este, unii guți au scris că nici într-un caz el n-are dreptul să ascundă fata de tată, bunel, bunică. Dar Guțu cine? De ea s-a făcut. E fostul advocat aici. Guțu are tare mulți copii. Mai are al Badarău când v-au făcut cu tine un interviu. Două copii acolo, două fete dus în Rusia. Specializat pe și... repatrieri de copii. Da, așa la... Așa la au avut este advocat mai bun și așa e pus pe ăsta, pe Pănou, că e în căutare. Dar asta, eu dacă cu advocații de stat, e ca așa advocații de stat, neapărat la noi în ăsta, advocații care de oficiu puși. Asta nu-i pus, eu nu știu încă dacă este dosarul ăsta, dacă văd că tot stac. Cred că dosarul a pus la înghețat, copilul traumează înainte, dar e totul, salariul bun au și îl mai trebuie. Sper, tare, tare sper că săptămâna care vine le-am și guvernă și bătătă și a să înceapă a lucra. Dar nu bun, știu. Hai să nu știu, vedem. Eu, luni o să fie prima ședință a Parlamentului și poate într-o săptămână, vorba ta, o să avem și guvern, dar justiția nu schimbă nici din Parlament, nici din guvern. Schimbă greu. Totuși, măcar ăștia și vă dați afară corupții și de Aldi Voico. Aldi Voico ăsta e un criminal, eu pot să-l și el să vede după când... Da, da, eu am fost, el știe, că el personal m-a prins la audiere și așa la spietul m-a srădit de mine, că când m-a luat în râs, numai cât voi cu nu s-a râs. Și e că tăți o muri, tăți o stat. Eu nu știu, că am zis și atâta timp chiar nu puteți să fac să duc nici copilul și ala. Ei din mult trebuie și mă duc, Italia nu ne împiedică. Copilul aduce, Italia nu, Italia o dat să mă expun, dar eu n-am știut, ei nu ne-o dat. Italia categoric nu se încalci dreptul omului din dici din Europa. Da, dreptul tatălui înțelegi să-și vadă fiica și dreptul fiicii să-și vadă tata. Și pe alte rude, bunica și pe cine mai are ea. În primul rând, copilul meu în Italia ilegal, ei cetățean ca Republica Moldova. Italia nu trebuie soție. Timbolic este dosar penal, la scoaterea copilului ilegal. Ei de mult Italia trebuie să dea copilul fără nicio pretenzie, fără nimic. Înțelegi, nu? Și nu impede nici statul ca să ceară copil.
Păi da, ar trebui să trebuie seara, dar ei nu și-a inimă din niciun căutare. Asta iaca, pe asta eu pot spun că eu băgat bani. Deși ei nu se implică să bagi să întoarcă copilul. Deși că eu statul nu-s mort. Eu stat care am fost, în primul rând, prioritatea era în mâna mea și copilului. Pentru că în lege, în primul rând, scrie că nu-i cum spun toți, când ne-au spus polițai că mai mult prioritet are mama, nu-i corect. Nu-i scris în lege nicăieri. Și este, uite, codul familiei, e scris undeva că prioritet la mamă. Nu, e scris la părintele care copilul e atașat. Și tot. Dar cum poți puteți și copilul meu atașat de mamă dacă o lăsat-o la 5 luni? Categoric, nici un psiholog nu spune că e atașat de mamă, că el nu știe ca mamă, dar eu îi spune că e ca mamă și o rugam să grească, el nu vrea ultima vreme să grească. Și când au venit să o iei, executorul nu a fost pedepsit. Copilul categoric nu vrea să... Executorul a executat al doilea raz, așa ești hotărâri, de judecată. Copilul a fost dat la mama, mama a făcut tutelă ilegală. O lăsat cu sorsa, o plecat înapoi Italia. Eu am dat copilul, i-a bătut și aici și-a luat copilul și nu-i ducem înapoi. Atunci primarul rebde o adus-o pe mine și o luat-o de amșa că au fost asta și o luat-o și o adus-o cu tătul. Executorul cu încălcări, că nu a venit executorul nostru din Florești, dar a venit executorul de la Șoldănești. Pe urmă... Ai povestit asta, Sergiu. Ai povestit asta de câteva ori. Da, domnul Oleg, dar dreptatea nu s-a făcut. Dreptatea nu s-a făcut, înțelegi? În primul rând, judecătorul de la Istă trebuie să iei în vedere de la care cu executorul. Fosta soție ne-a stricat telefonul. Da, asta n-are nicio legătură. E denunțat la poliție, o amendează pentru asta, fac dosar penal dacă e paguba mare, dar Oleg, executorul trebuie să execute hotărârea de judecată. Și domnul Oleg, ia spune-ne tale cine... Ia spune-ne aia că ești ca jurnalist ăsta, ce mai bună probă în judecată, filmatul și spune mama, ori martorul. Martorul scumpăr, îți vinde, dar filmatul și e registrat, așa e nu scumpăr, nu-ți vinde. Și martorii o dat din urmire, dar s-a fost video demonstrat, martorii cum aveți spui, cum e pe video. Și ia că e în favoarea mea asta a fost și a fost demonstrat că s-o dovedit că e nejudicată, eu venim cu hotărârea judecătii, unii judecată o obligată să-mi plătească telefonul cât cu asta. Ea trebuia denunțată pentru fapta penală de distrugere de probă. Dar dacă n-ai avut avocat care să-ți spună chestia asta sau vreun anchetator care să catalogheze... Domnule, asta trebuie judecătorul care a judecat și care văd și care a știut că copilul a fost luat ilegal din grădiniță. Pentru că nu i-a fost îngrădit lui mama accesul la copil. Eu nu i-am îngrădit cu nic. Nu știu și cum a fost, e complicată treaba. Nu e complicată, e foarte egoistă. Copilul era la grădiniță. Mă sună asistent social și spune, du-te că mama mușa zvie cu executorul să iei copilul la grădiniță. Și complicat aici, dar. E ca și complicat. De ce mă chemat și zice, trebuie să-i lău de ei, dar mama jucată. De ce te-ai chemat? Am chemat pentru că nu a fost la ei singuri. Au vrut să fac show-ul ăsta, ne-a stricat telefonul că eu n-am probe, martori acolo, ele între dânsele, primarul i-a spus lui educatorului și dacă nu voi le va da afară, ia ca acum e. Și judecătorul a crezut pe ei ăsta, dar pe mine cu proba stricată care am venit eu cu într-o ăsta și mamea era acolo, pe noi nu ne-au ascultat, pe mamea vopșe i-a spus nu n-aibă și ca ta. Că am luat-o și pe mama la Șoldănești. Și pe mama categoric nu vă să prinească ca martor. E bună, doamna, uitat cum o cheamă pe și judecătoria și e tare bună. Și eu sper ca să ne duc copilul. Și toate dosarele să iau și să dau la ei să ca un fel de revizuire și bă. Și toți judecătorii care au încălcat dreptul copilului, ne-au traumat, și bă, trași la răspundere. Pentru că să știi, bă, ei și alții, că legea e pentru toți egală. Okay. Legea e pentru toți, pentru cum ei, dar înseamnă că eu trebuie să ies, mă duc ori să ușit pe judecătorul și al orei, lor îi spate să încalci, dar nimeni nu îi spate. De ce? Ei trebuie să dă ei pildă. Nimănui nu trebuie să încalci legea. Nimeni, deși eu trebuie să sufăr și copilul meu pentru niște handicapați de judecători, care îi iubesc numai pe bani. E că de unii, e că îți dă întrebare, de unii schelde oală are casa și de milioane în Chișinău. Tatăl a fost lucrat la stat, a lucrat procuror. Procuror chiar pe Răuieni Florești. M-am să învățătoare.
Dunulat, mama mea a lucrat, a dus norme de tetiun. Mama mea avea pe vremea la soi 6.000 de lei, de ruble atunci rusești la sezon. Și eu n-am castele așa ca cum e. 6.000 de ruble atunci, unde era salariul 100 de lei, mă, de nici 100 nu ajunge. De ruble, de cele. O strâns bani cu bani, o mâncat mai puțin. Da, și din banii învățătorii ăsta, că nu mai sunt învățători. E că doamna Tamara nu are așa milioare ca de la ăsta. Sergiu, cât timp nu l-a prins și nu l-a condamnat, e cinstit și e judecător și e magistrat la Curtea Supremă, nu? Cum să-l prind, dacă n-are cine îl prinde, pentru că ei stăți într-o căruță. Deci, apoi curte, iată, s-a schimbat guvernarea, poate acum o schimbi CNA, o schimbi procuratura anticorupție, o schimbi CSM. La mine, la revizuire, ne-au învârtit până ochi ca tot aiștia, nu s-a revizuit cazul. O și șori, eu m-am dus la schimb, la ăsta, cum e zis la noi, clima. Și eu spun, băi, dar poate tu câte revizuire? El încă nu-ți da seama, el era pe deși controlor și el nu-ți da seama că acolo ei învârtesc special. Tot așa e schiși care au s-au pronunțat. Și eu sper că programul asta, eu mă gândesc că asta e încălcare. Programul celălalt de distribuire aleatorie a judecătorilor l-a pornit de câteva ori până când o nimerit același complet, da? La mine este în dosar și acasă este era tot aici, dar dacă nu, eu pot și eu aici să arăt și o pot să demonstrez. Ei au învârtit că nu cica tot așa, cica nu tot completul, cica numai trei din așa, ori e asta. Și ei au învârtit până cica tot completul. Până nu a cicat tot un cuplet, nu... Bun, Serghei, mai vorbim. Noroc, sănătate.